Botoșan, strada Plopilor. Cam așa se circulă pe aici prin zonă. După cum observați și dumneavoastră, e un act de curaj să treci dintr-o parte în alta a străzii. Probabil că municipalitatea nu cunoaște acest lucru. Strada Plopilor, a doua intrare. Deci intrarea oficială. Cea cu podul e una neoficială, dar pe care locuitorii din zonă o folosesc foarte des. Presupun că municipalitatea, ca și mulți alții, cred că strada Plopilor face parte din comuna Răchiți. Dar nu, această stradă face parte din municipiul Botoșani. Locuitorii de pe această stradă plătesc taxe și impozite la municipiul Botoșani și la nivel de municipiu. Și după cum observați, apă nu, canalizare nu, asfalt nu, dar taxe și impozite le cerem. De ce? Până aici la colț, deci era, doar știi, era un șanț făcut de comun acord, cumva, da, ca să plece apa. Apa, da. Apa naturală, da, nu o da nimeni. Și a venit și o cumpărat de aici, nu știu prin ce metodă, o astupa șanțul. Când a fost ploaie, ultima ploaie, aici la vecină a intrat în dormitor, a intrat la vecinul ăsta, a intrat la noi în curte, în casă, nu? A intrat la vecina în casă. Și tot așa. Strada Plopilor figurează ca fiind asfaltată. Deci, pe toate străzile unii merg, așa am spus toată lumea, dar știți când noi am fost și ne-au spus că este asfaltată. Dacă ar veni să fac șanțul, să iei drumul la apă în părău, la apa de ploaie, ar fi bine. Adică să facă, să pun un tub, apa să curge pe imașul ăla, pe unii semne. Da, știu. Da. Și de aici, acolo, când o stufat, nu mai intră tot în casă. Nu se mai duce apa. Pe nenea, cred că Andrei îl cheamă. Nu, eu nu l-am văzut niciodată. Da. Și l-am întrebat, domnule, dar ce-ai pățit? Mă gândeam că are, eu sunt viceprimarul Andrei. Dacă apreciez că e în teren. Da, apreciam dacă face, dar nu-i treaba mă. Aici treaba celor la rajapă, nu am atât. Nu, acum am făcut o paranteză, n-am nimic cu nimeni. La primărie degeaba facem. Plângeri peste plângeri și semnături. Semnături și degeaba. Degeaba nu se face nimic. Dar puteau măcar să vină să tundă șanțurile astea aici. Nu-i vorba de tuns, că de tuns. Da, și le da, da, să le curățe. Vin, da, să le curățe, să facă. Da, așa ce facem. Ploile astea mari, da, trebuie să dau tot timpul cineva la pompier, ce fac? Uitați-vă aici, eu pot să ies din curte? Nu puteți. Eu am făcut plângere la domnul primar, așa, să vă aduc hârtia ce am primit. Și-o venit să vadă. Fii rușini, uitați-vă, mi s-a rupt gardul. Gardul ăla a venit ploaia de acolo, s-a rugat să-mi trimit un de asta așa, buldozer, care rade. Da. A venit unul cu o taradaică de aia să niveleze aici și bun, uitați-vă dacă eu pot, da, eu am o întrebare, aici. Domnul primar a venit să vadă? Nu, nu a trimis pe nimeni, le-a trimis o hârtie. Atât, doar hârtia v-a trimis-o. Care nu este valabil de nimic. Și mi s-a umplut curtea cu apă. Putea să-mi intre apă în casă, asta, acum eu trebuie să plătesc din banii mei, că am vorbit, să vină să-mi aranjez aici șanțul, toate astea. Azi, păi de ce nu vin de la primărie? Dar noi suntem izolați aici, de dar ce nu ne face asfalt aici? Ștefăniță Vodă. Nu mai am cuvinte. Pe zi ce trece, oamenii îmi prezintă probleme din ce în ce mai multe. Asfalt nu, apă nu, canalizare nu și totuși suntem în Botoșani. Mai este o problemă în această zonă. Majoritatea copiilor merg la școli în oraș, la școala 2, la școala 8 și merg pe jos. Cei care nu au mașină personală, vară, iarnă, plouă, ninge, merg pe jos la școală. Gândiți-vă ce efort este pentru un copil de clasa 0
să care ghiozdanul cu tot ceea ce îi trebuie, pentru că nouă la școală ne trebuie multe, 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 multe chestii, unele chiar inutile, și să meargă pe jos. Și afară să plouă, sau să bată vântul, sau să ningă. În această zonă nu există un microbuz care să facă legătura de la strada Plopilor sau Ștefăniță Vodă către școlile pe care le-am amintit.